Cazul David Lazar pare să nu se încheie prea curând. Portarul de doar 19 ani a fost nevoit să se întoarcă la Sibiu, unde trebuie să fie prezent la primul antrenament oficial din anul 2011 al echipei sale. Voința Sibiu se va reuni joi 15 ianuarie, urmând ca pe 18 elevii lui Marius Baciu să intre în cantonament. Astăzi, goalkeeperul ar fi trebuit să plece în primul stadiu de pregătire cu formația gorjană, însă din cauza situației sale incerte a rămas acasă. Situația mea incertă la momentul actual. Sper ca cei de la Sibiu să înțeleagă că am o șansă de a juca în Liga 1 și sper ca conducerea să îmi dea drumul până la urmă. Portarul Lazar își dorește să joace din acest retur de campionat la Pandurii Târgu Jiu în Liga 1, Petre Grigoraș având mare nevoie de el pe postul lăsat liber de Marius Popa. Problema rămâne însă faptul că oficialii sibieni nu vor să renunțe la el. Aleg clubul la care am contract mai. Normal că Pandurii, cu Sibiu mai am contract până în vară. Tehnicianul Petre Grigoraș spune că dacă situația lui David Lazar nu se rezolvă, va fi nevoit să caute altă soluție pentru Buturi. Nu. Sigur o să vină și al treilea portar, dar noi sperăm să facem tot posibilul să-l aducem pe Lazar. David Lazar, în vârstă de 19 ani, evoluează sub formă de împrumut la CSU Voința Sibiu, contractul dintre cele două cluburi urmând să expire în vara acestui an.